Salutare, oameni buni și bine ați venit pe canalul Doza cu de toate. Astăzi o să fac o bancă. O să fac o bancă din palet. Am aici paletul din care o să-l fac. Mi-am procurat și câteva materiale de pe aici, de prin grădină. Stai acolo. Mi-am procurat câteva materiale de pe în grădină și da, va trebui să tai bancalul ăsta. Paletul ăsta va trebui să-l tai în două. Și acum va trebui să o montez. Așa, să punem asta aici. Asta ne trebuie la urmă. Și asta se vede. O să prind cu șuruburi. Ok, o să iau cu asta, să vedem. Hai, după aia o să le tai la lungime, eu deocamdată le pun așa și le tai la măsură după aia. Momentan le prind așa. Da, îmi trebuia și o bancă aici la grădină. Am zis de mult că o fac și n-am avut timp, am și uitat că am dat cu alte treburi și n-am reușit. E, și azi în sfârșit am reușit să mă apuc de ea. În sfârșit. Așa că să sperăm că o voi termina azi. Voi reuși, deși nu e cine știe ce, nu e greu. Așa că apoi mi-am pregătit și materialele de înainte, așa cât de cât, ca să le am. După aia va trebui să le tai la măsură cât îmi trebuie de înaltă banca. Nu știu cât, mi se pare că acum e foarte înaltă. Cam înaltă și va trebui să mai tai din ea. Așa că va trebui să măsur. Cam atât până acum, va trebui să o întorc. Cam așa. Și... da. Da, bine, o secundă după aia. Și piciorușe. Momentan, asta așa. Aici jos. Cred că e ok așa. Cam așa. Să punem și pe asta.
De acum sunt prea concentrat ca sa fac banca asta aici, de-aia nu mai vorbesc. Vreau sa termin repede. Si acum se face noapte. Ziua e mai scurtă și na. Așa, să trecem mai departe, să punem și aici scândurele. Nu sunt ele scândurile așa de bune, dar na, astea le-am găsit și eu pe aici prin grădina asta. Eu fac numai din materiale care le găsesc. Practic reciclez. Astea sunt tot din paleți care am desfăcut eu. Aceste scânduri sunt făcute, desfăcute din paleți care am avut pe aici pe la grădină. Bine, i-am luat de la mine, de la muncă. Și am desfăcut. Și na, acum fac, mai fac și eu câte ceva din ei. Nu știu care ați văzut și clipurile cu cotețul de la găini. Cotețul de la găini tot în palez l-am făcut. O să vă arăt acum și cotețul de la găini cum a ieșit. Și cei care nu ați văzut, căutați pe canalul meu, că am clipuri și cu cotețul, cum am făcut cotețul de găini. Metru nu am găsit, nu știu pe unde l-am pus. Am și eu un singur metru și nu știu pe unde l-am pus. Avem o ruletă, nu o găsesc. Ori o am acasă, ori nu știu ce. Și mă voi ajuta de această scândură ca să tai la o măsură, ca să fie toate egale. Și voi măsura în felul ăsta. Altfel nu am cum. Dar voi da semn aici. Îl voi transpune aici. Și ceva de genul. Și așa voi face și cu asta la altă. Altă metodă nu am. Facem cu ce avem, cu ce ne descurcăm. Inventăm ceva și tot reușim să facem. Așa. Ceva de genul, să prind cubul ăsta aici. Așa întăresc puțin să nu se miște, să nu... Am pus acest distanțier între ele, acest distanțier, ca să nu se desfacă banca, să fie mai un pic mai înstărită. Da, voi pune ceva de genul și voi da vreo două hoșuruburi. Din partea asta, două din partea cealaltă. Și cred că va fi suficient. Așa. Unul aici. Și unul aici. Ei. Da, pe partea cealaltă o să-i dau când o să întorc. Momentan... Da, o să iau fierăstrău ca să tai. M-a dus fierăstrău. Cu drujba o să tai strâmb după aia. Da, aveam și un fierăstrău nou. Dar îl aveam acasă data trecută când am tăiat cu un alt fierăstrău care era ruginit, încă l-am. Trebuie să-l restaurez și pe ăla. Dar momentan tai cu ăsta, că e mai bun. Că e drept. Așa. Voi continua și cu celelalte.
până acum, va trebui să-i fac și spătarul, se stă bine pe ea, va trebui să o mai întăresc un pic la picioare, acum nu se mișcă, dar poate cu timpul o să înceapă să se miște, și așa că o să încep să, o să-i pun ceva să o întăresc, ca să fie mai rezistentă, să nu se rupă așa repede, dar văd că se stă bine, momentan, e ok, așa că voi continua. Am aici și două scânduri pentru să fac spătarul. Și așa că sunt cam lungi, dar o să le tai la final. O să le tai după aia. O să le tai la măsură. Dar eu voi vrea să le fac, o să le pun ceva de genul, dar vreau să le fac un pic de înclinație, un pic de înclinate. Ceva de genul o să le fac. Nu o să le fac drepte, o să fac un pic de înclinare către în spate. Sperăm că o să vină bine și o să cad cu ea, o să pun și o șuruburi care să țină mai bine. Așa. Și m-am gândit că ar da așa. M-am gândit să folosesc distanțier două bucăți din astea de lemn. Și așa că va trebui să prind cu o șuruburi. Mai am pe aici niște hoșuruburi, dar cred că va trebui să-i dau ca lumea hoșuruburi, ca să prindă bine, ca să nu cad cu ea. A, a prins în celălalt hoșurub. E ok. Da, haide să vedem să o prind și pe asta. E partea bună. Un de prindere. Ca să o fixez. Și apoi cam greu de unul singur, trebuie să-ți țină cineva. Am mai multă siguranță. Până aici e gata, dar după cum am zis, o să-i dau două hoșuruburi mai lungi, dar va trebui să-i dau două hoșuruburi ceva de genul, cam așa de lungi, dar va trebui să-i dau gaură ca să nu crape lemnul, altfel dacă nu-i dau gaură o să-mi crape lemnul și nu am făcut nimic. Așa că un furghiu adecvat. Ceva de genul. Haide să vedem să nu nimerim în celălalt. Mai dau o gaură aici. Ce treabă am făcut. Cred că acum e mai sigur. Cu două hoșuruburi din astea. Da, e mult mai sigur. Așa că așa, și voi trece și la cealaltă. Așa că voi trebui să mai găsesc un lemn.
acum, care nu are noduri. Vedeți că este ok. Se trece mai departe. Da, acum o să-i dau două găuri, ca și cealaltă. O să-i dau două găuri mari, pentru a băga hoșurubule mari, două hoșuruburi mari, ca și în cealaltă parte. Da, să mă uităm unde să duce gaura, și aici la fel. Ok. Acum să-i băgăm hoșurubul. Eu cred că așa nu o să mai cadă, adică nu o să se desfacă. Nu o să existe riscul să cazi cu ea. Am întărit-o destul de bine. Hai să-i mai dau două hoșuruburi din astea. O să o umplu de hoșuruburi. Îi mai dau și aici. Da. Nu se poate. Și asta și gata. Și cam așa. Acum va trebui să-i tai, să tai la măsură umerilor, de fapt, ceva de genul. Și așa că va trebui să tai din ea. Și voi măsura tot cu aceea scândurică care o am eu aici. Mă voi ajuta de ea. Și voi face tot așa, voi semna cu pixul, voi da semn ca să fie amândouă la fel, să nu fie una mai lungă și una mai scurtă. Și o să tai, nu știu, la ochi și eu. Până aici, până aici. De. Cam așa. Voi tăia și eu. Da, să trec și în partea asta. Așa, și aici în partea asta să-i dau semn. Tot la fel ca în partea cealaltă, undeva pe aici, și cam așa. Stai să transpun semnul până aici, să transpun și aici. Și să începem să tăiem. Sper că vine drept, că tai drept, nu știu. De obicei eu nu prea pot să țin drept cu fierăstrău, dar sper că de data asta, nu știu, reușesc. Și cred că aproape am reușit, aproape. Nu pot să spun că e perfect. Mie mi-a plăcut să am toate sculele, mi-a plăcut să fac de toate, mi-a plăcut să mă bag în toate lucrurile, să fac ceva nou, să învăț ceva nou. Mi-a plăcut tot timpul. Eu nu e că sunt de meserie tâmplar sau eu mai știu ce. Meseria, eu n-am o meserie anume. Da, bine, meseria mea de bază e croitor. Dar mi-a plăcut la început, acum nu e că îmi place foarte mult. Mie îmi place să fac lucruri noi, să văd ceva nou. Și cam atât. Am reușit. Am reușit. Da, spătarul voi face din restul de palet. Voi face din acesta. Dar va trebui să-i scot, să-i scot astea. Să vedem dacă reușesc. Da, am aici ranga cu care am desfăcut și ceilalți paleți.
Să vedem dacă reușesc să-l desfac și pe ăsta, că ăsta e un pic mai... are cuiele îndoite, ceva de genul, și e un pic mai greu de desfăcut. Da. Să sperăm că reușesc. Pare că... pare ok. Da. Se pare că am reușit o parte. Facem în alt mod. Vom face... vom face în alt mod, cam așa. Acum cred că mi-am făcut spațiu. Se pare că am reușit și cu ăsta, aproape. În sfârșit, am reușit. Acum trebuie să-i scot cuiele. Așa că gata, am și spătarul. O să-l montez acum. Cam așa va veni. Și spătarul la bancă. Sper că reușesc și eu să fac, să-l fixez singur. Mai un pic cam greu de unul singur, dar cred că o să mă descurc. Hai să pun mai întâi la măsură. Da, mă enervează și niște țânțari pe aici, că sunt foarte enervanți. Am reușit, se pare, să prind la un capăt. Dacă reușesc și aici, apoi voi reuși să o fac să fixez mai bine. Da. Păi să-i dăm bătaie ca să o termin. Da, după cum v-am spus, mă nenorocesc în țară aici. Sunt o grămadă de țânțari aici. Da, și cam așa arată băncuța mea. Da, pare ok, bă. Un pic cam înalt spătarul, dar că nu poți să stai cu mâinile, ceva de genul, dar rest e ok. E, nu știu, cred că o să mai pun o scândură aici, că nu-mi place, e cam gol. Și o să mai pun și aici o scândură. O să o pun pe asta. Și cam așa arată băncuța mea acum. I-am pus și întăritura aici jos, după cum vedeți, i-am pus și întăritoare. Ca să nu se rupă, să nu se hâțâne, știi? Să nu prindă joc. I-am pus și aici în față. Spătarul frumos, i-am mai pus încă o scândură. Da, mi se pare un pic cam înalt spătarul, dar să zicem că e ok așa. Nu prea mă pricep eu așa bine, dar pentru cunoștințele mele, eu zic că e ok. Nu știu părerea voastră, lăsați și voi părerea voastră în secțiunea de comentarii, ce părere aveți, cum vi se pare. Va trebui să o mai vopsesc. Da, nu uitați să lăsați și un like dacă v-a plăcut și apreciați munca mea. Dați un share, dați mai departe să vadă și prietenii voștri și nu uitați și de butonul de subscribe. Dar bine, încă nu am terminat, o să și vopsesc. Să vedem dacă am timp în seara asta, că deja aproape că s-a făcut noapte și un pic am înnorat, dar nu cred că va veni în seara asta ploaia.
Așa că voi da bătaie ca să termin, să reușesc să și vopsesc. Am găsit aici o vopsea galbenă, așa că banca mea o voi vopsi galbenă. Voi vopsi cu culoarea galben. Și voi începe cu începutul. Da. Să zicem că e ok și culoarea galben, să iasă frumos. Da, avem de vopsit. Am o grămadă de vopsit. Vreau să iasă ceva frumos. Da, după cum se vede, este frumos. Da, după mine, cred că va trebui să dau două mâini. Acum nu știu, să vedem. Vedem cum va ieși când se usucă. După ce se va usca, vom vedea rezultat. Da, încă nu mă lasă țânțarii ăștia, încă mă atacă. Și în sfârșit am terminat, m-am prins și noaptea aici. Cam asta e banca mea. Lăsați și voi acolo o părere și spuneți-mi dacă vă place ce a ieșit, dacă vă place munca mea. Uitați din profil așa. Spuneți-mi și mie ce părere aveți, cum arată această bancă. În sfârșit am reușit, deși m-am apucat noaptea aici. Cred că va mai trebui să-i mai dau încă o mână, că până unele părți s-a tras vopseaua și va trebui să-i mai dau încă o mână. Dacă apreciați munca mea și vă place ceea ce am făcut, lăsați acolo un like, dați mai departe să vadă și prietenii voștri
și nu uitați de subscribe. Eu vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem cu bine pe data viitoare. La revedere!